cum adică? Păi că ea l-a plăcut, dar el l-a vrut doar așa. Păi dar nu pot să zic ce am vrut. Nu mă mai plac eu pe Alex, ia. Păi da, spor la treabă. Dar dacă tu ai zis că Alex mă iubește pe mine, poți să-l placi tu liniștită că l-ai plăcut și pe Bogdan și nu te-a plăcut. L-ai plăcut și pe Iordache, te-a plăcut până ai ieșit afară cu el și pe aici și te-a văzut cum ești. L-ai plăcut și pe None, nu te-a plăcut. L-ai plăcut și pe Rafa, care a fost. Rafa nu umblam cu el nici dacă... Nu te-a plăcut? Ce să mai vreau? Vreau să spun o întrebare. Care e diferența între Zonago și Rafa? Pentru mine e diferența. Care Rafa? Bravo! Pentru mine e diferență. Dacă mie ce vrei să zici? Că Rafa acum e un... Ce e Rafa? Păi ea zice că... Mamă, e urâțenia pământului, Rafa. Nu era la urâțenie, jau doar la comportament și cum era diferit. Cum era Rafa? Păi și tu ești diferită de Zonago. Cum facem? De ce zic? N-a mers relația cu Rafa? Nu se treabă cu Zănoagă. Despre ce vorbim, nu se potrivesc absolut deloc. Mari, nu a mers relația cu Rafa? Ce rău îmi pare. Nu, sunt nicio sumă. Vai, vezi că ăsta e cadrul meu, nu mai luat. Ești singură? Mă copiez, sora mea. Da, singură. Dornică să te întorci în casa puterea dragostei? Pentru Alex. Stai să-ți arăt ce băieți noi avem în casă. Stai. Încordați-vă, băieți. Uite, ți arătăm băieții rând pe rând. Cocoșii, cocoșii, încordați-vă. Alege patru, cum îți place ție, că patru ai voie. Ce băieți frumoși ați adus în casă. Casă. Vrei să vii pentru vreo unul dintre ei? Auzi, toți în afară de Culiță. Culiță, Step, fratele lui Iancu, nu, e în vizită. Credeam că ești zămăi, nu. Lasă că o să vin. Culiță. Îți dăm noi Facebook, Instagram, număr. Auzi că am să fac curățenie. Îți facem o programare. Nu că dacă vine asta, jur pe foarte frumos, sunteți băieți astăzi. Mulțumim, mulțumim, te pupăm. Și tu la fel, mulțumim. Dacă vrei să facem o programare. Vino înapoi, că n-avem cu ce să facem cu gel. Eu spun doar atât. Nu au ieșit fotografii cu mine foarte grave sau videoclipuri cum au ieșit cu altele. Așa că vă rog frumos să mai mă acuzați pe mine și mai întâi uitați-vă la pozele voastre și după mă comentați, ok? Ei, eu nu mai vorbim cu obiceiul așa puțin după emoțiune. Aoleu! Păi să-ți facă ție în ciudă. Nu cred. Mai pot eu. Ce ați vorbit? Da, n-am mai vorbit de două luni. Da, da. Trebuia să ne întâlnim și nu ne-am mai întâlnit. Da. Noi târziu, ce acum? I-au vrut 7 din emisiune, nu mai 4. Vezi-ne mai treacă de pe aici, poate te vrea. Dar nu aud. Le-a zis sora mea. Doamne, nu se poate, parcă zici că a venit Moș Crăciun, așa te bucuri. Dar acum, doamne, eu sunt foarte fericit, un om foarte fericit, uitați-vă la mine. Moș Crăciun vine la iarnă. Uitați-vă la mine, super fericit. Mari, mai zi-mi o dată, te rog, că se bucură aici, Jador, jubilează, că te-a auzit cu sora mea și nu mai poate. Sora mea, tu care ai luat pe toți la rând, vorbești de mine. Da, adevărat. Păi pe cine a luat la rând, Simina? Pe toți am luat la rând, dar tu n-ai știut. Eu am luat la hotel pe rând, aveam programare. Candy, Alex, Jador... Tot patru sunt ca mine, nu? Ai uitat din Noni. Da. Eu am încercat să fiu cu Andy, am încercat să fiu cu Alex și cu Jador. Dintre care eu am fost cu toți patru. Te-ai sărutat cu toți, te-ai pupat. M-am pupat eu cu None și cu Andy. Da. Cu Andy, da. M-a pupat Andy pe mine, de față cu ea chiar. Și a văzut și așa, a confirmat că eu n-am vrut. Mari, mi-ai spus la vremea respectivă că a pupat-o cu forța, da, la machiaj. Da, și s-a pupat, pentru că ea a zis că s-a pupat cu Andy, cu None, iară cu None. Cu None? A zis eu vreodată în viața mea că m-am pupat eu cu None? Ai bătut după cine? Da, voi ai. Da. N-ai zis? N-ai zis niciodată? Nu, nu. Pe hol la testimoniale la fotul. A zis că a încercat None să mă pupe, dar zice asta chiar... A încercat la un date, parcă? La date, la testimoniale. De față era și Roxana și Andy. Dar de ce nu te-ai pupat, dragi, cu băietul? Chiar așa, fidelă, ești tu? Nu m-am pupat niciodată, doamne. Aia este fată cinstită, corectă și de toate. În rest, toate fetele din jurul ei sunt... Și etc. că nu vreau să vorbesc aici. Da, te-ai simțit? Te desfii iar pe tine? Păi, dar tu ziceai că fetele din jurul meu și tu ai fost în jurul meu. Vă rog eu.
Astea sunt discuții, astea sunt discuții de copii mici. Vă rog eu mult de tot. Nu aruncați o prietenie pentru așa ceva. Vă rog din tot sufletul meu, dacă într-adevăr ați fost prietene. Cu toate că mi-e greu să cred, acum după ce s-a pus acea poză, mi-e cam greu să cred că mai poate fi vorba de prietenie. Nu vă mai jucați cu lucrurile astea, pentru că s-au schimbat legile în ziua de astăzi și aveți de suferit foarte mult. Doamna Andrei, poza o are și ea și o avea și la Vinia de atunci. Nu mi-aș fi permis niciodată să pune o poză cu Simina dezbrăcată și cine știe ce ipostaze. N-a făcut niciodată așa ceva și nici nu o să facă. Da, dar logic, de ce nu a pus poza aia la Vinia până nu m-a încetat eu cu Mari? Logic, să-mi dea explicații, dacă ea... Crede că eu sunt proastă, explică. Ea nici măcar nu știa că eu m-am certat cu tine. Nu, păi tu ai zis că vorbești cu ea în fiecare zi. Cum să nu știe că te-ai certat cu mine tu, să nu spui asta? Nu vorbesc la mine. Păi o să zic că te cred. Dar crede că eu te cred pe tine. Dar te cred. Tu nu ești mincinoasă, Doamne, iartă-mă. Și eu vă arăt. Nu, continuăm cum, sau am discuții până mâine dimineață și oricum nu rezolv nimic. Stai că a venit și Ador cu o, a venit Jador cu o propunere. Să-i trimiți print screen lui Jador cu data în care i-ai trimis poza la Viniei și Jador să-i arate Siminei, dacă într-adevăr așa este. Dar de ce trebuie să-ți arate ție? Asta e bună, da chiar, de ce ție și mie? Caută pe tot internetul. Măi, sora mea, te-a văzut tot în România, stai cu minte, că mai te văd. Dar nu crezi vreodată că tu o să ai cum să-mi trimiți mie poza undeva? Pe ce îmi trimiți poza că tu ești blocat? Crezi că o să te blochezi? Nu știu, cumpăra cartelă nouă, Jador. Și ia cartelă nouă. Ți-arăt poza. Cumpărăți număr nou. Cumpărăți număr nou. Dar nu cred că mă are la blog viața. Păi e la blog, dragă? Peste tot. Peste tot. Dar nu scap de mine, că eu sunt cea mai frumoasă. Da, bine. Mari, mulțumim tare, tare mult. Pupici, Mari. Ai grijă de tine. Trimite prin script când ne-a trimis poza ei ca să dovedim că e o mincinoasă prefăcută. Curată poza! Ce vrei să o vezi doară pe Simina? Da, în sfârșit, în sfârșit, cred că de când și-a dorit. Norocul la Vinia. Lasă că vă visate. Da, bine, mulțumim tare mult, Mari. Seară bună! Mulțumim. Cele 8 ore s-au încheiat. Ne vedem mâine de la 11 și apoi de la 17. Voi ce să ne pupăm? Pă bune! Cred că Jador îndeplinește jumate din cerințele Simonei. Pe mine Simona din casa asta mă atrage cel mai mult fi. Adevărată, vrei pe el sau pe mine, zi? Simona trebuie să alege acum, îmi pare rău. Cum ar fi, frate, să mă comunic cu Simona? Bă, tu stai cu minte, bă. Cu Ana nu sunt sigur că vreau să mai tu vrei să mă duc să o pup pe Ana? Deci ți-ți place Simona acum? Faceți ce dăm? Ai ceva cu Simona? Dar pur și simplu nu simt. Să am o relație în momentul ăsta. Dar mă pomii cu Simona, am acasă să facă în ciuc. Culiță, vrei să devii concurent aici în această emisiune? O să mă gândesc bine la asta, că Simona m-a pus pe gânduri. Vreau să te văd pe tine, că dacă eu simt acum să rămân... Și dacă eu te pup și tu pleci. Vreau să vezi cum bate inima? Da, ia să văd. Dă-mi o pupă pe braț, lasă-l, că tot nu vezi. Eu chiar te văd îndrăgostită. Se teamă să nu se repete istoria cu Andreea Curiman, să se trezească Simina într-o zi să-ți spună că nu te mai vrea? Bun, atunci nu mai stau aici. Vreau să mă descalific.